Iată, vorbim astăzi pe larg despre viziunea ghenoniană, care propune o întoarcere la substanță, la esență, o întoarcere la o metafizică a cantității pure, o întoarcere la predarea unei ordini inițiatice specifice societăților tradiționale. Profesor Teodoru Ghiondea, traducătorul cărților pe care le lansăm și le prezentăm astăzi, care este numitorul comun al celor trei cărți scrise de René Guénon, cărți pe care le lansăm astăzi, în cadrul acestui eveniment René Guénon și relevanța tradiției în actualitate? Numitorul comun al celor două cărți poate fi privit din două perspective. Una este cea a consistenței celor trei cărți, și anume subiectul. Acest subiect este, așa cum bine știm, criza lumii moderne. Cel element este un mod anume de a privi lucrurile care s-a uitat de mult în Occident și care s-a perpetuat, a intrat în mentalul colectiv, ca să spun așa, ca un mod de cunoaștere, un mod de evaluare cu totul superficial. Ce se întâmplă? Calitatea intrinsecă a actului cognitiv pentru omul modern este unul care tinde spre general, nu spre universal, și explic imediat. Vedeți, este pentru prima dată de foarte mult timp când în area europeană vine cineva, un scriitor, care prezintă evenimente, fenomene, pe care nu le evaluează în funcție de caracteristicile generale ale lor, ci într-un fel ci le evaluează deductiv, pornind de la principii. Este un lucru dificil. De ce? Pentru că 2000 de ani de filosofie ne-au învățat că există numai două moduri, unul senzorial și celălalt rațional. În realitate, în antichitate, de exemplu, Ammonios Saccas vorbește de intuiție și de intuiționism. Până la urmă, René Guénon, ca să scurtez drumul, René Guénon readuce în discuție acest mod superior de cunoaștere, și anume intuiția intelectivă, intuiția intelecției. De aceea, cunoașterea pentru René Guénon sau cunoașterea la René Guénon este o epignosis, este o supracunoaștere. Cu alte cuvinte, cine începe să citească opera lui Guénon, și ar fi bine dacă începe cu introducere generală în studiul doctrinilor hinduse, va vedea că în prima parte este, ca să spun așa, confruntat cu o serie de prejudecăți pe care le-a primit din școală, din universitate, în general din mediul universitar și academic, și de care este foarte greu să treacă. Și va continua să confunde ceea ce este general sau repetabil cu ceea ce este principial. Sigur, modul în care René Guénon pune problema este unul cu totul tradițional. În ce sens? Răspunde, dacă vreți, la o întrebare mai veche, o întrebare a lui Aristotel, dacă o cunoaștere autentică începe inductiv sau deductiv? Răspunsul este nu. Și pentru una și pentru cealaltă. Adevărata cunoaștere începe prin intuiție. Secolul 19 și secolul 20 vorbesc de un alt gen de intuiție, de intuiția din psihologic, ceea ce nu este același lucru. Ceea ce este foarte important la René Guénon este faptul că de la început cunoscut toate 17 cărți antume și încă 18 postume nu sunt o inițiativă personală, și că este vorba de o misiune. Această misiune pe care el a primit-o impune, ca să spun, o anumită recontextualizare atunci când cititorul întâlnește opera sa. Pentru că obișnuiți fiind cu inițiative personale, cu inițiative individuale, filozofi, sociologi, de care doriți dumneavoastră, aici problemele se pun
exact invers decât este obișnuit. Și anume, ceea ce eu văd, ceea ce eu constat în istoria umanității, este conform cu ceea ce știu din textele sacre, pentru că una din marile probleme ale omului modern este atitudinea total nepotrivită față de textele sacre. Nu mai are, spune René Guénon, și sigur și eu și alții suntem de acord cu el, nu mai are disponibilitatea interioară să aibă o atitudine corectă și potrivită față de textul sacru. Textul sacru nu este un text oarecare, nu este un text care incită întrebări, este un text care conține exclusiv răspunsuri, pentru că este un text prin revelație. Și atunci, spune Guénon, când trebuie să înțeleg Revoluția franceză, când trebuie să înțeleg Revoluția rusă, când trebuie să înțeleg Renașterea, Reforma și așa mai departe, nu pornesc de la ceea ce s-a întâmplat, ci pornesc de la ceea ce trebuie să fie și eu constat că ceea ce s-a întâmplat este o apropiere sau o îndepărtare de principiul sau de Dumnezeu. René Guénon, e adevărat că lectura cărților René Guénon presupune o disciplină intelectuală care se deprinde. Nu se citesc oricum. Cred că sunt necesare două calități fundamentale. Sinceritatea sau bunăvoința față de text și, doi, susținerea unei aspirații spre adevăr care să corespundă, să fie în aceeași măsură cu această sinceritate și bunăvoință de a te apropia de adevăr. Sigur că autoritatea nu-i aparține lui Guénon. Guénon o spune de nenumărate ori. Nu eu sunt autorul ideilor pe care le scriu. Eu le transmit. Acuzat fiind, nu avem timp să intrăm în amănunte, acuzat fiind că subestimează calitatea intelectuală a occidentalului, atrage atenția și mai ales în ultimii ani, în corespondență, că nu este vorba de așa ceva. Că el vorbește despre un Occident care a uitat ceea ce gândea corect și înțelegea corect din ceea ce se întâmplă cu el și cu ceilalți și că nu este decât o reamintire și un avertisment, dacă vrem, până la urmă, pentru că lucrurile nu vor putea merge la nesfârșit așa. Cam aceasta este esența, aș spune, celor trei cărți. Cele trei cărți sunt legate între ele pentru că, de fapt, Criza lumii moderne este o analiză, este o invitație la analiză. N-aș numi o critică, aș numi o analiză a lumii moderne. Și ajungem la termenul critică pentru că, sigur, față de principiile care le știm, mă rog, le știe cititorul ca un om credincios, le știe din Sfânta Carte, din Sfântul Text, oricare este el, că este Coranul, Tora sau mai știu eu ce, Evangheliile, nu? Atunci el va constata că este vorba de o criză. Există soluții. De exemplu, atunci când vorbește de sfârșitul unei lumi, spune că este sfârșitul unei iluzii. În același timp, într-o altă carte din cele trei, aduce aminte că adevărul nu trebuie să creeze nicio stare de pesimism, nici una de optimism. Adevărul este adevăr. Și adevărul este cel care fundamentează și legitimează existența mea ca om. Și atunci eu trebuie să cunosc adevărul. Sigur, cineva se va întreba, și termin imediat, cineva se va întreba dacă ăsta este planul divin. Atunci ce sens are să mai caut o soluție? Are sens, pentru că este foarte important la sfârșitul acestui ciclu de umanitate, de care parte ne aflăm fiecare dintre noi. De partea celor care merg orbește fără să înțeleagă ce se întâmplă sau de partea celor care înțeleg foarte bine. Această înțelegere este tot una cu ceea ce spunea cu 2600 de ani înainte Parmenide. Căci a fi și a ști același lucru, cu alte cuvinte, esența naturii noastre umane este aceea de a cunoaște. Ori cunoașterea este o naștere autentică în lumina adevărului, o spune termenul în limba franceză, connaître, a te naște împreună cu. O mai spune și Kant, dar într-o altă conjunctură,
atunci când cunoști un lucru, recreezi acel lucru și te recreezi pe tine. Sensul acestor trei cărți este acela de a ne deschide ochii sau de a ne face să, dacă îi avem deja deschiși și știm, cunoaștem, simțim toate lucrurile astea, de a reflecta și de a ne recunoaște pe noi în această conjunctură și atunci vom vedea cu siguranță, cu ajutorul credinței, vom vedea care este calea pe care fiecare din noi trebuie să o străbate. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului profesor Teodoru Ghiondea, domnule profesor Vasile Zecheru. În problematica ghenoniană, intitulată de către exegeți Critica Lumii Moderne, cartea Orient și Occident, apărută inițial în anul 1924, ocupă un loc aparte. Ce s-ar putea spune despre importanța și utilitatea acestui volum și ce anume distinge lucrarea în raport cu altele similare? Bună ziua tuturor! Se aude? Mai întâi vă rog să-mi dați voie să îi salut și eu pe toți cei prezenți și să le mulțumesc că au ținut să participe la evenimentul nostru. Vreau de asemenea să mulțumim cu toții editurii pentru că a creat acest cadru să ne întâlnim și să vorbim în fond de probleme foarte serioase care au trimitere în prezentul cel mai acut. Și în sfârșit să-i mulțumim domnului Teodoru Ghiondea pentru profesionalism în primul rând și pentru consecvență a scos această ediție. Suntem aici martorii unui eveniment. Această trilogie marchează în cultura română opera lui Ghenon referitoare la problematica crizei. Și acest lucru nu este puțin lucru. Mulți nu știu ce înseamnă la ora actuală să depui eforturi pentru a scoate o carte. Editura a scos această trilogie pe care ne-o dăruiește cu generozitate pentru a ne revigora cunoașterea și percepția realității. Este așadar un eveniment notabil, apariția acestei trilogii. Mie mi se rezervă acum privilegiul să vorbesc despre prima carte, cea din 1924, care a deschis seria, se numește Orient și Occident. Aș vrea să spun că, de fapt, René Ghenon nu este original când vorbește despre criză. Sunt mari gânditori, unii care au trăit înaintea lui și alții care erau contemporani cu el și care sunt foarte prezenți în această problematică și constată cu multă acuitate această inadecvare a Occidentului față de tradiție, față de ceea ce numim noi cunoașterea veche. Orient și Occident nu înseamnă o departajare printr-o graniță. Unele țări fac parte din Orient și altele din Occident. Nu. Înseamnă, de fapt, două moduri de a vedea lumea. Este acest mod tradițional, pe care el îl numește generic Orientul, acest mod care pune în centrul cunoașterii metafizica și în centrul miezul acestei metafizici este un principiu care mișcă întreaga realitate. Este de asemenea un mod de a privi omul în acest context și de aceea se vorbește despre un ideal de om. Există un ideal de om indian, există un ideal de om chinez. În Orient s-a cam pierdut acest lucru. Anton Dumitriu, care are și el o carte intitulată Orient și Occident, vorbește despre savant. Savantul ar fi idealul de om occidental. Nu sunt într-un totul de acord cu el și chiar mă gândesc să produc o replică cumva, pentru a ne afla în treabă, ci pentru de dragul adevărului. Revenind la Ghenon, m-am întrebat de multe ori de ce intru cu atâta, să-i spun,
mă regăsesc în această reprezentare a lumii. Ghenon nu m-a trădat niciodată, deși nu sunt întru totul de acord cu el. Ghenon are și el limitele lui. Uneori mă gândesc dacă întrebările pe care le formulează Ghenon, acum 90 ceva de ani, cartea aceasta, Orient și Occident în 1924, Criza lumii moderne în 1927, cealaltă în 1945, toate la un loc alcătuiesc un edificiu livresc de mare finețe la care ar trebui să revenim pentru a înțelege ce se întâmplă cu noi acum. Această avalanșă de crize pe care o trăim noi, ea este prevăzută de către Ghenon. Posteritatea îi dă dreptate lui Ghenon. Ultima lui carte, vă spuneam, în 1946, o sinteză cumva a celorlalte, vorbește despre această anomalie a organizării Occidentului. Criza lumii moderne este, de fapt, criza Occidentului și noi suntem parte în această criză. Criza alimentară, criza energetică, criza sanitară, criza de securitate, războiul. Toate acestea la un loc parcă au fost cumva văzute cu ochiul minții de către prin intuiția intelectivă despre care vorbea Teodorul Gheonde. Aceasta este importanța și utilitatea cărții. Cartea este pentru noi o busolă, această trilogie este o busolă. Vom înțelege mai bine lumea în care trăim. Mulțumim domnului profesor Vasile Zecheru. Trecem la o altă carte, este vorba despre domnia cantității și semnele vremurilor și aș vrea să-l întreb pe domnul profesor Narcis Zărnescu, de ce este încă atât de actuală această carte, iată la peste 7 decenii de la apariția ei și care este relevanța pentru omul contemporan? Vă mulțumesc pentru întrebare, mă așteptam oarecum la această întrebare, o întrebare normală atunci când l-am stăt niște cărți și mi-am scris câteva gânduri ca să nu zboare în contact cu publicul receptor. Deci ca să fiu sincer, cum am spus, mă așteptam. Dar care este relevanța, m-am întrebat de multe ori. Este René Ghenon contemporanul nostru? Dar înainte de asta, cine a fost pentru epoca lui René Ghenon? Și cine este astăzi pentru noi René Ghenon? Și întrebările pot continua. Nu este nevoie să răspund eu la toate. Fiecare din cei care ne-am strâns aici ne putem pune întrebări asemănătoare și probabil multe altele, pentru că prezența dumneavoastră aici va deconspira. Vă deconspiră pentru că sunteți cel puțin curioși și interesați de René Ghenon, dar puteți fi fani René Ghenon, puteți fi specialiști în opera lui, așa cum avem aici în prezidiu. În ambele cazuri puteți interveni în discuție, în monologul meu și chiar vă rog. Orice întrebare, chiar și o nedumerire, poate deschide o cale, poate revela un drum. Cred că René Ghenon revine în forță în secolul 21, în actualitate. De ce? Prima cauză cred că este invazia, ca să folosesc un cuvânt care ne-a devenit foarte familiar. Invazia, zic, întrebărilor fără răspuns. Invazia crizelor. Oamenii, omul, comunitățile și indivizii nu mai știu încotro să o apuce. Suntem învăluiți de întuneric, suntem copleșiți de spaimă. În opera lui René Ghenon putem găsi multe răspunsuri la întrebările și spaimele noastre. Mai mult, contemporanii noului René Ghenon, pe care îl avem acum în traducere, într-o ediție ce se vrea de opere complete, urmează pașii și traseul pelerinajului însemnat de înaintașii noștri, nu foarte îndepărtați în timp, români înțelepți care l-au descoperit pe Ghenon înaintea noastră. Printre ei trebuie să-i amintim pe Mircea Eliade, logicianul Anton Dumitriu, Vasile Lovinescu, Mihail Vâlsan, Marcel Mircea Avramescu. După galeria acestor corifei, trebuie amintiți și apreciați lucrătorii din ceea ce s-a numit al treilea val al discipulilor ghenonieni.
Teodor Ghionda, Marcel Tolcea, Mircea Tamaș, Anca Manolescu, Daniel Hoblea, Simona Grația Dima, Silvia Chițimia, Vintilă Horia, Virgil Cândea, Pihnea Căpruță, Marius Vasileanu, Dan Stanca. Deci iată numai câteva dintre personalitățile care sprijină relevanța operei lui René Guénon. Știm că René Guénon avea ca nume musulman Sheikh Abdel Wahid Yahya. Tradus în peste 20 de limbi, reeditat între o vreme de un secol, anul 2022 este dedicat, se numește anul centenar, așa am găsit pe site-urile limba engleză, în limba franceză, nu? René Guénon. În lume sunt înființate institute și centre pentru studiul doctrinei sale. Este subiect pentru masterate și teze de doctorat, cărți, studii, conferințe și simpozioane. În România, proiectul René Guénon, urmărit îndeaproape de editura Herald, a devenit nu numai un boom editorial, ci și un eveniment cultural unic de anvergură. Așadar, unii dintre noi ne vom potrivi ceasul mental după cronometrul spiritual al lui René Guénon. Este limpede și nu avem nicio îndoială că lumea noastră trăiește sau, mai bine zis, supraviețuiește sub domnia cantității. Deci, de la început, actualitatea și relevanța cărții lui René Guénon, Domnia cantității și semnele vremurilor, este confirmată de realitatea pe care o acceptăm și o suportăm zilnic cu eforturi uriașe de autocenzură și refulare. Oamenii, spune el în această carte, și-au limitat ambițiile intelectuale la abilitatea de a inventa și construi mașinării, dar au sfârșit prin a deveni ei înșiși niște biete mașinării. De aceea Occidentul este condamnat, cum ar spune Sartre, iremediabil la domnia cantității. Dar, dat fiindcă și România a devenit o anexă onorabilă a Occidentului, această carte ar trebui să ne trezească nu numai interesul, ci și conștiința. O conștiință tragică a destinului nostru în această parte de lume. Și în al doilea rând sau al treilea rând, această carte are darul de a ne trezi conștiința misiunii noastre, spirituale și istorice, a fiecăruia dintre noi ca ființe unice și irepetabile. Altfel spus, această carte semnată de René Guénon și tradusă excepțional în limba română de domnul profesor Teodor Ghionda, confirmă, ca și celelalte capodopere guénoniene, relevanța tradiției în actualitate, o temă esențială, programatică a editurii Herald. Și în cartea aceasta, René Guénon explică în ce constă starea de criză a Occidentului, care s-a agravat în mod exponențial de la primele profeții guénoniene până astăzi, în secolul 21. Adept al tradiției și dușman al modernității, Guénon pune la îndoială valorile Occidentului, pe care le respinge ca fiind potrivnice și profund toxice pentru un destin nobil, într-un adevăr și lumină al ființei umane. Progresul tehnologic, absurd și aberant, avea să declanșeze periodic crize și pandemii, războaie și hiperinflații, consumerisme și degradări ale rețelei neuronale. Dar efectul fundamental și iremediabil este degradarea și, în final, pierderea identității umane, așa cum constatăm cu fiecare zi care trece. Ființa umană nu se poate salva decât prin întoarcere la tradiție, astăzi mai mult ca oricând, până nu va fi prea târziu. Poate că este deja prea târziu. Se știe că scopul ființei umane, după Guénon și nu numai, este desăvârșirea spirituală. Trei ar fi căile care conduc la această împlinire. Metafizica, tradiția și simbolismul. Cu argumente preluate din marile tradiții spirituale, hinduism, budism, taoism, creștinism, sufism, cabală, René Guénon dezvăluie și tălmăcește esența doctrinilor metafizice, modul cum s-au păstrat și perpetuat cunoștințele sacre ale tradiției primordiale prin arte, table de legi, rituale religioase și masonice. Voi încerca totuși aici, într-o apsidă a gloselor mele, să-l configurez și să-l cunosc, să-l definesc parțial pe René Guénon prin raportare la contemporanii săi. Toți exegeții sau comentatorii lui René Guénon vorbesc despre el ca și cum ar fi fost o ființă izolată, un profet rătăcind într-un pustiu. Este într-adevăr un personaj solitar, dar chiar și o insulă s-a desprins cândva dintr-un arhipelag. Aparent, fiecare lucrare a lui René Guénon este un monolog.
În realitate, René Guénon polemizează cu mentalitatea contemporană. Fără să recunoască explicit, programatic, René Guénon polemizează tacit, discret, cu ființa, conștiința și discursul stării, situației de absurd, care este descrisă, cercetată, descifrată de cunoscuți filozofi din epocă, Sartre și Camus. Putem continua telepatic acum, din cauza zgomotului. Aș vrea să îl întreb, următoarea întrebare este adresată domnului Dan Iliescu și mulțumim și domnului profesor Narcis Zărnescu. Referitor la previziunile făcute de René Guénon în cartea Domnia Cantității și Semnele Vremurilor și referitor la ce a spus puțin mai devreme domnul profesor Zărnescu, că trăim într-o domnie a cantității, putem spune că trăim într-o lume a materialismului și a individualismului? Bună ziua! În primul rând, mulțumesc pentru invitație. În al doilea rând, mă bucur să fiu aici. În al treilea rând, îmi revine mie ingrata misiune de a vorbi ultimul, după niște antevorbitori care sunt mult deasupra nivelului meu. Și în al patrulea și în ultimul rând, va trebui să vorbesc tare pentru că mai sunt și alți vorbitori. Referitor la întrebarea dumneavoastră, avem o problemă. Ce facem cu Guénon? Că se pare că a avut dreptate. Lumea, așa cum o văd eu din perspectiva cărții menționate, titlului menționat, semnificativ, ultima lucrare semnată de Guénon în timpul vieții, mă refer la Domnia Cantității și Semnele Vremurilor, aș vrea să abordez sau să abordez răspunsul la această întrebare dintr-o perspectivă de asemenea guénoniană, dar care ține de un alt titlu pe care nu-l avem acum pe masă, și anume Marea Triadă. Pentru că noi, cei care trăim în anul 2002, în secolul 21, avem un avantaj față de contemporanii lui Guénon. Cei care trăiesc după o perioadă au întotdeauna avantajul viziunii istorico-cronologice. Și atunci, în esență, ideile și lumea lui Guénon, lumea lucrărilor operei lui Guénon, poate fi redusă la un raport tripartit între ceea ce eu numesc lume, profet și cronicar. Dacă profetul cunoaște intelectiv, inspirațional, anumite lucruri care țin de lucrarea voinței divine în lume, dar nu le poate preciza, niciodată profetul nu le poate preciza semenilor săi în termeni matematici, științifici, tehnologici, ingineriști, în termenii atât de îndrăgiți de lumea modernă, în termenii atât de practicați în lumea occidentală din care în acest moment ne integrăm și noi, ne aflăm și noi. Da? Lumea și lucrarea divină își face lucrarea sa. Nu se gândește la... Adică nu este influențată de acest lucru. Și abia cronicarii, cei care observă dezvoltarea lumii cu puterile omenești după o perioadă de timp, au posibilitatea de a confirma profetul sau de a-l infirma. Din acest punct de vedere, revin la cuvintele cu care am început acest discurs. Ce ne facem cu Guénon? Pentru că, iată, e din ce în ce mai clar că René Guénon a fost un adevărat profet. Chiar dacă el nu a combătut această imagine despre sine, în același timp este evident din toată opera sa că și-a făcut datoria să transmită ceea ce a primit. Ca orice profet autentic, a sacrificat totul pentru a descrie sursa inspirației sale. Toate cărțile lui, toate lucrările lui, asta fac. În afară de mesajul, avertismentul, îndrumarea lăsată posterității, ele, așa cum bine s-a spus aici, reprezintă un monolog al autorului,
o încercare de a descrie nu numai ce urmează să se întâmple, dar și ceea ce îi se întâmplă lui. Și de aceea noi, în principiu, avem un privilegiu având aceste cărți la dispoziție. Sunt încă toate. Dacă vreți, ne putem gândi la documentele, mă rog, la manuscrisele de la Marea Moartă, la Nag Hammadi, ne-au ajuns câteva cioburi, sau de ce nu, la bibliotecile cuneiforme, ne-au ajuns câteva cioburi disparate și așa mai departe, din care încercăm să completăm un rebus foarte important. Opera lui Genon încă există, iată, la 100 de ani după ce maestrul a, nu chiar la 100 de ani de când a dispărut, dar la, din perioada sa de activitate, încă mai avem toate operele sale, ba chiar și ce s-a mai scris. Acesta este un prim aspect, sigur că da. Și din perspectiva, din perspectiva Marii Triade, acest raport, ca să închei această problemă, acest raport tripartit între lume, profet, lume și cronicar, îl vedem ajuns la apogeu în zilele noastre prin interpretarea a... Dacă ne uităm la sfârșitul operei acestei cărți, Domnia Cantității și Semnele Vremurilor, vom vedea că se încheie cu lansarea a două noțiuni fundamentale, și anume contrainițiere, antitradiție și contrainițiere. Lucrarea antitradiției și contrainițierii, întrezărită de Genon în anii 20, în secolul 3, în deceniul 3 al secolului trecut, s-a manifestat plenar de atunci încoace. S-a manifestat plenar astfel încât astăzi putem discuta de o triadă neagră. Da? Și anume, antivremuri, antiprincipiu, de fapt antiprincipiu, antiinițiere și antitradiție. Deci astea trei în ziua de azi există, așa cum le-a anunțat Genon cu multă vreme în urmă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, așa cum s-a mai spus aici, noi ca români ar trebui să nu neglijăm relația de filiație dintre opera genoniană și marii discipoli genonieni pe care i-a dat acest popor. Și să ne ocupăm, să ne aplecăm și asupra operei celor care l-au dus mai departe pe Genon, mă refer la Mihail Vilbălsan și la ceilalți, la Vasile Lovinescu, Marcel Avramescu în mai mică măsură, după părerea mea, și să valorificăm acest filon, pentru că este în contextul sărac al filozofiei și metafizicii din zilele noastre, este un filon autentic, care nouă, celor care înțeleg, ne creează oportunități de a mai face și altceva, ceva original, ceva al nostru din acest punct de vedere. Și în ultimul rând, și cu aceasta am încheiat, pregătindu-mă pentru prezența mea aici, în fața dumneavoastră, am remarcat, citind o prefață a distinsului profesor Todor Ghiondea, un domeniu, un aspect, o idee a domniei sale, pe care n-am atins-o aici, așa nume tezaurul folcloric românesc, în contextul genonian, pe care îl atinge în cuvântul înainte la cartea Orient și Occident. Într-adevăr, are dreptate întru totul. Nu există în Occident o moștenire folclorică, un fond folcloric mai dezvoltat, mai bine păstrat, mai complex și mai profund decât fondul folcloric existent în țara noastră, creat de această realitate pe care o numim România și poporul român. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Dan Iliescu. Domnule profesor Teodoru Ghiondea, pe scurt, putem vorbi despre o criză a valorilor în particular și o criză a lumii moderne în general? Cu certitudine. Este de domeniul evidenței. Și vă aduc aminte că definiția dată omului în islam nu este aceea de ființă care gândește, ci de ființă care vorbește. Și eu cred că trebuie să redobândim proprietatea cuvintelor, a termenilor. René Genon face asta în toată opera.
confundăm infinitul cu indefinit, confundăm generalul cu universal, confundăm până la urmă vorbele cu cuvântul. Și atunci, sigur că tot interiorul nostru intră în această stare de nevoie, să nu-i spun chiar de criză, de a redobândi proprietatea termenilor. Cuvântul este, cum bine știm, este logosul. Și asupra lui, pentru că domnul Iliescu a atins o problemă delicată, cea a antitradiției și a contrainițierii, să nu uităm niciodată că adversarul, pe care nu vreau să-l numesc și îl știm cu toții, nu vreau să-l deranjez, acționează asupra cuvântului. Ori de acolo pornesc toate. Vă aduc aminte un lucru pe care îl spunea Platon: când vrei să pierzi o cetate, îi strici cuvântul. Acționezi asupra limbajului locuitorilor. Și atunci cetatea va pieri. Eu cred că fiecare din noi este o cetate și trebuie să ne gândim foarte serios nu numai ce spunem, ci mai ales ce gândim și cum gândim. Și cred că această redobândire a proprietății termenilor este o soluție, măcar în parte sau măcar individual, la această stare de criză. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor Teodoru Ghiondea. Domnule Vasile Zecheru, aș vrea să vorbim puțin despre procesul inițiatic la René Guénon, pe care de altfel îl regăsim și în cele trei cărți pe care, iată, le lansăm astăzi. Noi am discutat de foarte multe ori despre aceste aspecte și, făcând referire la cele trei titluri, de ce insistă René Guénon pe importanța tradiției și a procesului inițiatic? René Guénon vine cu o viziune diferită de toate celelalte viziuni ale filozofilor care vorbesc despre criză. El vine cu o viziune dinspre metafizica tradițională, aceea care a funcționat ca un mod de viață pe vremea lui Platon, pe vremea lui Pitagora, Ammonius Saccas, că l-ați pomenit. El are această cunoaștere. Cineva parcă îi spune din spate, iar el este cel care transmite această cunoaștere. El nu își arogă titluri de autor. El este doar mărturisitorul unei predanii, a unei tradiții. El găsește o cauză a acestei crize. Cauza este pornită de mult din perioada Renașterii, când omul s-a revoltat împotriva organizației ecleziale apăsătoare, pe bună dreptate, pentru că erau multe abuzuri și, în sfârșit, nu putem noi judeca ce s-a întâmplat atunci, dar în timpul Renașterii s-a întâmplat această schimbare, această inflexiune. René Guénon o sugerează mai departe în evoluția ei. Savanții preiau varianta materialistă, filozofii transformă filozofia originală, metafizica aceasta despre care vorbeam, într-o filozofia garula, adică o vorbire despre, o filozofare despre ceva, despre tot, dar nimic despre univers, universal. René Guénon spune cu subiect și predicat că omul l-a scos pe Dumnezeu din ființa umană și din umanitate. Aceasta este cauza cauzelor. Și după aceea merge mai profund și vorbește despre două fenomene, pseudo-inițierea și antitradiția. Sunt capitole în cartea cu Domnia Cantității, cartea din 1945, vă rog să le recitiți și veți avea proaspăt în memoria argumentația lui, care este imbatabilă. Cei care știu mai mult își dau seama de această degradare a fenomenului inițiatic, care și-a pierdut rostul, și-a pierdut menirea lui
aceea de a transmite o cunoaștere diferită de cunoașterea analitică, secvențială, cea pe care o învățăm la școală. Adică, cum spune Heidegger, gnosis versus doxa. Doxa este părelnică, opinia. Gnosisul este cunoașterea aceasta intelecție intuitivă despre care vorbește Guénon, la fel, foarte aplicat. Acestea sunt diferențele. Noi am renunțat la cunoașterea intelectivă, aceea pe care ți-o forma filozofia perennis. Te uitai la preopinentul tău, te uitai și știai ce vrea el și ce gândește el. Citeai gândurile lui direct. Adică cunoscătorul era una cu obiectul cunoașterii. Aceasta este starea ideală pe care se cultiva în organizațiile inițiatice autentice și care se cultivă și acum, numai că nu în Occident. Nu știu dacă v-am răspuns. Mulțumim foarte mult domnului profesor Vasile Zecheru și o ultimă întrebare pentru domnul profesor Narcis Zărnescu. Așa cum spuneau și antevorbitorii dumneavoastră, asistăm la o criză profundă a lumii moderne. Care este mesajul lui René Guénon și ce vrea să ne transmită prin cărțile sale? Vă mulțumesc! Să ne aducem aminte puțin că René Guénon a fost contemporan cu Paul Valéry, care a scos o carte, Criza Spiritului European, care se înscrie în același cerc al preocupărilor guénoniene. A fost contemporan cu Spengler și cu declinul Occidentului, de Untergang, de South Auslandes, care a influențat toată cultura europeană și inclusiv cultura românească, în special pe Lucian Blaga. Ei vorbesc și Guénon va numi această perioadă Kali Yuga, o perioadă neagră, o perioadă, ultima perioadă din între cele patru cicluri, este ciclul al patrulea, despre care, spune el, vorbește și Scriptura în Matei. Matei vorbește despre urăciunea pustiirii. În scrierile indiene, scrierile în Vedanta, se scrie castele se vor amesteca și familia va dispărea. Deci există un întreg context, există o serie de intuiții ale marilor gânditori ale epocii și astăzi e bine că începem să-i redescoperim. Deci care ar fi mesajul lui René Guénon? René Guénon, după cum s-a desprins de aici și din lecturile pe care le-am făcut cu toții, a formulat o critică radicală a procesului de regresie a inteligenței trăit, experimentat de Occidentul modern. Astfel, el a contribuit într-o anumită măsură la renașterea unei mișcări de regândire a tradiției în lumea de ieri și de astăzi. El încearcă să trezească spiritul anesteziat al contemporanilor său și de aceea a denunțat încă din anii 20 discursurile ideologice care demonizau Orientul, arătând că singura amenințare reală pentru Occident a fost, este și va fi, propriile frustrări. Care decurg așadar această tragedie a Occidentului și declinul Occidentului din propriile frustrări și neajunsuri. De aceea, cursa nebunească a Occidentului după profit, sub semnul materialismului și pragmatismului, avea să atragă după sine numai pierderi, distrugeri și tragedii. Susținător fervent al dialogului Occident-Orient și al apropierii interculturale, convins fiind de rădăcinile și motivele comune, deseori negate sau șterse de istorici din motive ideologice specifice fiecare epoci, René Guénon a continuat să critique bolile Occidentului, indiferența, idiosincraziile și afaziile sale. Permite să citez un interviu al René Guénon din 1925, două fraze. Nu pot salva un bolnav care nu vrea să se vindece împotriva voinței sale. Dar cel mai îngrozitor este faptul că Occidentul se complace în propria ei boală și nici nu vrea să o recunoască, mai mult își face o glorie din ea.
denunțând cursa pentru bunăstarea materială, care tinde să devină singurul criteriu al progresului, René Guénon a încercat să descifreze căile și cheile de restabilire a legăturilor dintre om și principiul său. Astfel, întreaga sa operă este dominată de o întrebare centrală care nu și-a pierdut actualitatea. Care este scopul cunoașterii? Care este rolul inteligenței umane în managementul progresului științific? Și cu asta am încheiat răspunsul la întrebare cu o altă întrebare la care rămâne să medităm. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult domnului profesor Narcis Zărnescu, domnului profesor Teodoru Ghiondea, domnului profesor Vasile Zecheru, domnului Dan Iliescu, au fost alături de noi astăzi. Vă invităm să rămâneți în continuare și la următorul eveniment, pentru că am legat aceste două evenimente, pentru că au legătură între ele. Este vorba despre René Guénon și relevanța tradiției în actualitate și următoarea lansare, cartea domnului profesor Vasile Zecheru, Originile tradiției inițiatice, pe care o vom începe peste câteva minute. Așadar, Orient și Occident, criza lumii moderne, domnia cantității și semnele vremurilor, de René Guénon, în colecția Filosofia Perennis, colecție superbă în care au apărut foarte multe titluri ale lui René Guénon și sperăm să mai apară în continuare. Cele trei cărți prezentate, lansate astăzi, în traducerea domnului profesor Teodoru Ghiondea. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și, bineînțeles, vă invităm și la următoarele evenimente aici, la standul editurii Herald. Mulțumim!